Bună ziua, stimați prieteni, bună dimineața. Sunt bucuros să vă salut la un nou episod Președintele Igor Dodon răspunde. Știu că ați așteptat comunicarea episodului de astăzi, pentru că sunt mai multe evenimente importante care au avut loc în parcursul ultimilor zile, în special dacă este ne referim la ziua de ieri. Și așa cum v-am promis, o dată în săptămână vom face live, astăzi suntem live, și o dată în săptămână voi înregistra emisiunea cu cele mai importante evenimente ale săptămânii. Deci, astăzi suntem live. Am luat întrebări și de la presă, avem vreo 8-10 întrebări de la diferite surse media. Vom face unele totaluri și la aceste întrebări și vă rog, dacă doriți, veniți și cu unele întrebări live, cei care ne privesc acum. Ca și data trecută, vreau să totalizez toate întrebările practic care au venit de la presă în 4 subiecte cele mai importante. Pe urmă, voi merge și pe unele detalii care au venit în mijlocit de la o televiziune sau de la un site sau de la un ziar separat. Așadar, care sunt cele mai importante 4-5 subiecte ale săptămânii, cele mai actuale, care se reflectă și în întrebările dumneavoastră, stimați reprezentanți mass media? În primul rând, protestele, haosul de ieri. Al doilea subiect important, atribuțiile președintelui. Al treilea subiect important, proiectele votate ieri, pentru că au fost votate mai multe proiecte de legi, ce urmează cu aceste proiecte. Și a patrulea subiect, care deja devine unul tradițional, parcursul ultimilor săptămâni, ce urmează mai departe. Ce urmează la președinție, ce urmează în Parlament, ce urmează cu guvernul. Dacă la aceste 4 subiecte mă voi opri în prima parte a emisiunii și după aceea răspund și la unele întrebări care nu le-am reflectat în aceste răspunsuri care au venit la mass media și la unele întrebări care mi le veți oferi online cei care mă privesc acum. Deci, începem cu primul subiect. Protestele de ieri, organizate de către noul președinte a Republicii Moldova, președinta aleasă, doamna Maia Sandu, ce a fost aceasta și care este scopul? Dumneavoastră vedeți, stimați concetățeni, că ceea ce v-am spus eu câteva săptămâni sau lună jumate în urmă, în campania electorală, se adeverește. Eu vă amintesc câteva lucruri. Eu vă amintesc că eu v-am spus că în caz dacă voi învinge la alegeri prezidențiale, va fi o anumită perioadă de conlucrare între guvern, parlament și președinție. Și tot atunci v-am preîntâmpinat că dacă va învinge oponentul meu, oponenta mea la alegeri prezidențiale, cel mai probabil să va începe o perioadă de haos și destabilizare. Haideți să constatăm un lucru evident. Cei care au învins la aceste alegeri prezidențiale încearcă să destabilizeze situația în țară. Întrebarea este foarte simplă. Eu am pierdut alegerile prezidențiale. Eu nu am scos lumea în stradă. Eu am putut scot lumea în stradă. Pentru că oamenii nu erau mulțumiți. Ceea ce a avut loc în diasporă, aici, n-au dat voie la cetățenii din stânga Nistru să voteze și multe alte lucruri. Dar eu, ca un om responsabil, am spus că nu scot lumea în stradă. Am vins noul candidat, am vins oponenta mea, poftim. Am felicitat-o. Apropo, pe data de 10 decembrie, Curtea Constituțională cel mai probabil va valida mandatul doamnei Maia Sandu. Atunci, care e sensul acestei proteste? Repet, noi, cei care am pierdut alegerile, nu am organizat proteste pentru că ținem la asigurarea liniștii, liniștii în societate. Oponenta mea care a învins în aceste alegeri are toate pârghiile, are toate posibilitățile. Poftim, intrați în instituția prezidențială. Eu am spus că vă transmit tot absolut. Nu facem niciun fel de blocaj. După aceasta, inițiați pe etape, tot conform legii. Pentru ce ieri în Parlament, stimați oponenți politici, deputații de la PAS, da, acompaniați de Candu și de Filip, ați distrus bunurile în interiorul Parlamentului. Nu vă place legile, nu vă place proiectele. Păi civilizat lucrurile astea se discută. Este procedură foarte clară. Eu tot am fost în opoziție, stimați concetățeni. Dragi prieteni, eu am fost în opoziție din 2009 până în 2019, până ce a plecat Plăhătniuc. Fracțiunea socialiștilor a fost în opoziție. Noi am organizat proteste. Noi am blocat tribuna Parlamentului. Eu am blocat tribuna Parlamentului prin 2014-2015. Dar niciodată nu am distrus nimic în Parlament.
Da, am blocat, ne-am expus poziția, pe urmă ne-am dat într-o parte, am mers ședința mai în continuare și așa mai departe. Ce încercați dumneavoastră să demonstrați? Cum trebuie să privească cetățenii Republicii Moldova la haosul care a avut loc ieri în Parlament? Nu vă place încă o dată. Este procedură. Dar nu așa ceea ce ați organizat dumneavoastră. Și dumneavoastră vă numiți pro-europeni și democrați. Dar sunteți niște barbari cu astfel de metode. Acum văd că doamna Maia Sandu din nou cheamă oamenii la protest pentru ziua de duminică. Cu ce scop? Să mai infecteze câteva mii de oameni cu COVID? E care este scopul acestui protest? Concret. Nimeni nu vă împiedică să intrați în funcție. Dumneavoastră ați învins la alegeri prezidențiale. Poftim, intrați în funcție. Ce vreți să faceți? Să infectați oamenii cu COVID sau să intrați în forță în Parlament și în guvern, așa cum a făcut-o unii din partenerii dumneavoastră pe data de 7 aprilie? Adică eu am reușit să repart clădirea, să vă transmit așa frumoasă, apropo, fără cheltuieli, am spus, fără cheltuieli din bugetul de stat. Dumneavoastră ce vreți? Să o distrugeți. Stimați concetățeni, nu vă dați manipulați. Doamna Maia Sandu își asume responsabilitatea pentru țară. Eu am spus, are posibilitatea să-și asume responsabilitatea. Să inițieze, dacă dorește, schimbarea legilor, demisia guvernului, alegeri parlamentare începate, toate pârghiile sunt mâinile noului președinte. Și să meargă înainte. Dar scoaterea oamenilor în stradă, și noi putem scoate oamenii în stradă. Noi știți că ieri am primit sute și mii de mesaje din partea celor care ne susțin pe noi și au spus, dar noi de ce nu ieșim în stradă? Și noi putem scoate câteva zeci de mii de oameni în stradă. Și ce o să fie aceasta? Dumneavoastră câteva mii, noi câteva mii sau zeci de mii. Îi punem pe cetățenii față în față. Acum în plină pandemie. Și dumneavoastră vorbesc de responsabilitate, de valori înalte. Eu vă propun să vă liniștiți, să vă calmați, să intrați în funcție, să veniți la președinție, din funcția de președinte al Republicii Moldova, să începeți să acționați politic conform Constituției Republicii Moldova. Nu o să vă împiedice absolut nimeni. Noi am spus și repet încă o dată, noi suntem gata să vă susținem. Noi suntem gata la un dialog în Parlament. Noi suntem 37, voi sunteți 15 cu cei de la, da, încă 11, 26, 25, câți acolo sunteți. Împreună 60 ceva de mandate, hai să invităm și pe ceilalți. Haideți să vedem, să facem o foaie de parcurs, cum dizolvăm Parlamentul. Dar nu prin astfel de metode. De aceea, cei care încearcă să semene haos, trebuie să asume și responsabilitatea pentru situația din țară. Eu, stimați prieteni, stimați cetățeni, așa cum v-am promis, atât timp cât am fost și sunt în funcție, noi vom face tot posibilul ca în țară să fie liniște, să fie achitate la timp salariile, pensiile, să menținem situația foarte dificilă care este în acest an. Imediat după intrarea în funcție a noului președinte, toată responsabilitatea este pe noul președinte. Vrea să-și asume responsabilitatea, să-și o asume. Vrea să se joace de victimizare, atunci cetățenii tot o să vadă lucrul acesta. Așa că, la primul subiect, proteste, haos, încă o dată vreau să fac o totalizare, eu nu văd sensul acestor proteste. În funcție, doamna Maia Sandu intră la sfârșitul acestei luni, nu împiedică absolut nimeni. Eu am felicitat-o și o să-i urez succese. Nu vă place unele legi, proiecte de legi, atacați-le în Curtea Constituțională, este procedura respectivă. Al doilea subiect, atribuțiile președintelui. Eu tot timpul am pledat pentru întărirea instituției prezidențiale. Și eu rămân pe aceleași poziții. Eu sunt împotriva faptului că președintele să fie pur și simplu o persoană de formă. Eu am trecut prin această experiență. Dar inițiativele care se discută în Parlament, aceasta ține de atribuțiile deputaților, ei sunt aleși local, așa cum sunt și eu ales de către oameni. Aleșii nu sunt locali, parlamentari. Aleșii poporului. Ei iau inițiative, ei discută, ei votează, ei dezbat. Aceasta este altă ramură a puterii. De aceea, în Parlament,
Pe parcursul ultimilor luni au fost înregistrate câteva inițiative importante. Apropo, o inițiativă înregistrată de deputații din blocul acum, dacă nu mă greșesc, Crâniță și Carpu, încă câteva luni urmă, care au inițiat scoaterea din subordinea președintelui a Serviciului Informației și Securitate și a Serviciului Protecție și Pază de Stat. Încă o dată, proiect de lege înaintat de deputații din blocul acum. A apărut alt proiect de lege înaintat de către deputații socialiști, care au spus, nu, SPPS-ul trebuie să rămână la președinte. Și eu sunt de acord cu acest lucru. Serviciul Protecție și Pază de Stat tot timpul, de la începutul anilor 90, de când a fost creat acest serviciu, a fost tot timpul în subordine președintele. Doar în timpul Plahotniuc l-au scos la președinție și l-au dat la guvern. Și era un liboci, hai să-l scoatem la președinte. Eu am spus categoric, nu. Serviciul Protecție și Pază de Stat, cum a fost în subordinea președintelui țării, așa trebuie să fie și mai departe. Însă în ceea ce ține de SIS, proiectul socialiștilor care a fost votat ieri, prevede niște lucruri foarte simple. Nu-l scoate din subordinea președintelui. Că am văzut foarte multe discuții și declarații disperate la acest capitol. SIS-ul rămâne în subordinea dublă la președinte și la Parlament. Așa cum se numea anterior șeful SIS-ului de Parlament, în continuare șeful SIS-ului se numește de Parlament. Așa este acum, așa a fost și o lună urmă, așa a fost și 3 ani urmă, și 5, și 10, și așa mai departe. Unicul lucru care s-a schimbat, că vicedirectorul de SIS se numește nu de președinte, dar se numește tot de Parlament. Și care e problema? Dacă eu aș fi dorit să promovez pe cineva în funcție la SIS, cum speculează așa numită presă independentă, eu semnam astăzi decretele, că am dreptul să le semnez. Conform legii, eu acum prin decret numesc vicedirectorul SIS. Dar eu ieri am văzut că Parlamentul mi-a luat acest drept și l-a transmis Parlamentului. Care e problema? Nimeni nu vrea să schimbe acum șeful la SIS, pentru că am văzut întrebări. Schimbat șeful la SIS? Nu schimbă nimeni șeful la SIS. Nu schimbă nimeni șeful la alte structuri. Cel care a fost numit, apropo, șeful actual la SIS, domnul Isaunic, a fost numit în funcție cu voturile socialiștilor și voturile Maia Sandu și Andrei Năstase. Și acest conducător al SIS-ului rămâne în continuare. Nimeni nu-l dă afară. Și tot acest conducător are dreptul să înainteze un vice. Poate să înainteze acum mie și eu să-l semnez, dar eu nu vreau să profit de acest lucru. Pentru că Maia Sandu spune că pe ultimul 100 de metri iunie mi-am pus vicele meu. Va numi Parlamentul conform legii care a fost votată ieri. Și SIS-ul în continuare se subordonează și controlului parlamentar și raportează și președintele. Deci speculații pe logul referitor la atribuțiile președintelui. Repet poziția mea, ca să pun punct aici. Eu tot timpul am pledat pentru un stat prezidențial. Și evident că sunt împotriva faptului că să limităm atribuțiile președintelui. Și am fost împotrivă ca să scoatem de acest PPS și tot absolut. SIS-ul tot timpul a fost în subordine și la Parlament, și la președinție și rămâne în continuare tot așa. Nimeni nu schimbe șeful SIS-ului, este domnul Isaunic, căruia i-am dat gradul de general, pentru că consider că este o persoană pregătită, care face față lucrurilor și care a fost numită în funcție de către coaliția PSRM acum. Și acest director rămâne mai departe. Al treilea subiect. Proiectele votate ieri. În general, ce a fost ieri, eu cred că nu, e rușine pentru clasa politică din Republica Moldova. Eu mă mir cum de colegii mei socialiști s-au ținut în mâini și nu au răspuns mai dur la speculațiile și la provocările care le făceau cei din blocul acum. De la PAS și de la DA. Nu este în Parlament niciun fel de coaliție. Că am văzut că cineva vorbește de coaliție. Și eu vreau să vă aduc aminte că în luna iunie-iulie, ăștia de la PAS, Popșoi, cine mai sunt acolo. Să-ți spun ce spun eu, că sunt gata să fac coaliție și cu diavolul, numai să-l dea jos pe Dodon. Pe că noi coaliție nu facem, stimați oponenți politici. Voi ați votat luna iunie, iulie, mai, aprilie, septembrie. Ați votat toți împreună împotriva noastră. Acum în Parlament se votează proiectele de lege. Vrei cineva să votează? Votează. Nu vrei să votează? Nu votează.
De aceea, ieri în Parlament a fost un haos total. Opoziția, sau de fapt am nu mai înțeles cine e guvernare, cine e opoziție. Locul acum, împreună cu Candu și cu Filip, și-au permis să destabilizeze situația în Parlament. Repet încă o dată, dacă nu vă place legile, v-ați expus opinia, a mers procedura legislativă și mai departe atacați. Ieri au fost votate mai multe legi. Eu o să-l divizez în trei grupe mari. Blocul bugetar-fiscal, blocul politic și blocul organizatoric. Dacă toate legile care au fost ieri votate în Parlament, unele în prima lectură, unele în două lecturi, le divizăm în trei blocuri. Haideți să, pe rând, blocul bugetar-fiscal ține de aprobarea politicii fiscale și a trei bugete pentru anul 2021. Noi am discutat și în emisiunile anterioare, s-a discutat foarte mult în mass media ultimele zile la acest subiect. Știți ce este vorba? Este vorba de bugetul pentru anul viitor. Acest buget trebuie să fie aprobat. Pentru că altfel intrăm în anul 2021 fără buget, fără politica fiscală. De ce? Ieri acest pachet important a fost votat în prima lectură. Al doilea pachet important este pachetul politic. Aici mai multe legi, audiovizualul, găgăuzia, limbile și așa mai departe. Tot acest pachet, eu numesc pachet politic, pentru că ține de agenda politică a celor care au intrat în Parlament ca partide politice. Dacă un partid politic nu intră, e votat de cetățeni, el este votat pentru agenda sa politică. Și blocul politic de ieri, 7, 8, 10 legi câte au fost votate acolo, ține de agenda politică a partidelor din Parlament. Așa cum cei de dreapta au agenda lor. Dacă, de exemplu, ieșeau ei cu unirii, cu mai multe chestii, când era încă ghim, cu ăștia de-am nu ies. Ei au agenda lor. Pentru că oamenii au votat în Parlament pentru anumită platformă politică. Și el când ajunge în Parlament, el trebuie această platformă politică să o pui pe masă, pentru că oamenii pentru asta l-au votat. Păi că acest bloc mare politic ieri a fost votat de către deputați, de către majoritatea deputaților, 51 deputați, în Parlament. Au ei dreptate? Nu au dreptate. Cetățenii se judece. Eu cred că ei au dreptate prin aceea că ei au pus în discuție platforma sa politică, pentru care cetățenii Republicii Moldova i-au delegat, i-au votat în Parlamentul țării, în forul legislativ suprem. Unele din ele ieri au fost votate. Și al treilea bloc ține de proiectele de lege organizatorice. Am văzut că s-a schimbat biroul Parlamentului. Din nou, nu o să pun semnul întrebării că e corect sau nu e corect, asta ține de Parlament. Au fost câteva decizii în acest sens. Ieri au fost aprobate. Ce urmează cu aceste legi? Eu am menționat și anterior, toate legile care sunt votate de Parlamentul până la plecarea mea din funcție, eu o să le semnez. O să le promulg. Parlamentul votează legile, asta e dreptul lor, eu sunt gata să le promulg. O să vedem, dacă nu sunt încălcare vădite a Constituției ceva, ce le o să întorc înapoi. Restul, pachetul proiectelor de legi, o să le promulg. Cei care nu sunt de acord cu aceste legi, pentru că am văzut mai multe declarații ieri, astăzi, nu au decât să le atace cu argumentele respective la Curtea Constituțională. Apropo, aici încă un mesaj pentru doamna Maia Sandu și pentru cei din blocul acum. Pe ce vă jăluiți voi? Președintele l-aveți a țării. În Parlament sunteți. Curtea Constituțională, voi vă lăudați că o controlați. Pe care e problema? Pentru ce scoateți oamenii în stradă? Ce vreți să mai controlați? Sau v-ați planificat pe data de 16 protest? Pentru că ei sunt sigur pe data de 15-16 noiembrie, ei s-au pregătit de protest. Și au organizat deja tot, absolut. Noi nu le-am dat motiv de protest. Ei au învins la alegeri, eu am recunoscut alegerile. Dacă eu nu recunoșteam, lumea ieșea atunci în stradă. Și dacă v-ați programat pentru protest, vreți protest numai decât să-l faceți până la sfârșitul. Păi liniștiți-vă, odihniți-vă. Aveți președinție, aveți Curtea Constituțională, sunteți în Parlament. Discutați cu fracțiunile, poate o să aveți și majoritate parlamentară. Ce vă mai trebuie? Dar eu vă spun care e problema. Voi nu puteți să munceți. Voi nu puteți să vă opriți și să faceți ceva în interesul țării, în interesul cetățenilor. Oamenii de la voi așteaptă.
Eu am mai spus-o, e ușor să fii pe baricade și să faci declarații. E foarte ușor să fii în opoziție. Stimată domnul Maesandu și alții, e foarte ușor să fii în opoziție. Și e foarte dificil să fii la guvernare și să asumi responsabilitatea. Eu înțeleg că voi vă temeți de asumarea responsabilității. De ce? Pentru că e criză, pentru că e pandemie, pentru că e iarnă la urmă. Și voi nu vreți să vă asumați responsabilitatea, dar veți fi nevoiți să vă asumați responsabilitatea pentru situația din țară. Pentru că oamenii v-au votat. V-au votat, veniți aici și munciți. Nu vreți să munciți, ieșiți la oameni și spuneți: oameni buni, mulțumesc de vot, dar eu mă duc, nu vreau. Și atunci oamenii o să înțeleagă. Dar așa, dacă oamenii v-au votat și le-ați dat promisiuni, intrați aici și îndepliniți-vă promisiunile și agenda politică. Noi nu o să vă încurcăm, putem să vă ajutăm, de criticat o să vă criticăm. Voi o să faceți multe greșeli, pentru că noi suntem destul de pregătiți și o să vă arătăm multe greșeli și o să arătăm cetățenilor cine au votat. Dar asta e lupta politică. Asta e democrația. Așa că cu legile am spus, cele votate care nu contravin Constituției vor fi promulgate. Dacă cineva nu e de acord, nu are decât să se conducă de buchea legii, lasă meargă la Curtea Constituțională, lasă meargă la unde doresc ei, să blocheze aceste legi până la semnare sau după semnare, sau lasă să vină în Parlament cu inițiativă legislativă să le anuleze, nu e nicio problemă. Este cadrul legal și trebuie de procedat conform legii. Și al patrulea subiect, ce va fi mai departe? Depinde. Depinde de clasa politică. Eu așa înțeleg că cineva își dorește foarte mult destabilizarea situației în țară. Eu nu știu, înțelege doamna Maia Sandu lucrul acesta sau nu-l înțelege. Dar Moldova la sigur nu are nevoie acum de destabilizare. Și, repet încă o dată, nu văd motivele. Doamna Maia Sandu a învins și are toate posibilitățile să se manifeste. Dar cineva dorește intenționat și sistemic vrea destabilizare, vrea haos în țară. Și asta este o problemă. Eu tot timpul spun că totul va fi bine. Acum o să spun totul va fi bine sau trei puncte. Sau va fi nu bine, va fi rău. Mie mi se pare că toți deja au intrat iar în febra electorală, deja pentru parlamentari. Toți înțeleg că o să fie alegeri parlamentare începate în anul următor și fiecare încearcă să-și promoveze agenda sa politică și să se plaseze mai convenabil pentru începerea campaniei electorale pentru anul viitor. Eu văd acest lucru și din partea blocului acum, eu îi pun împreună. Eu văd acest lucru și din partea celor care nu au nicio șansă să intre în Parlament, pe deal și așa mai departe, eu văd niște o retorică care, parcă sunt cei mai sfinți. Parcă sunt cei mai sfinți. În timp o să le arăte pe toate. Eu sunt corect cu toți. Eu sunt corect cu toți, atât timp cât sunteți corect cu mine. Mă refer și la foștii parteneri, mai vechi și mai noi. Fiți corecți. Fiți corecți. Și noi tot o să fim corecți. Pentru că viața nu se termină aici. Viața merge înainte. Politica e politică. Dar relațiile omenești rămân relații omenești. Nu treceți. Nu săriți gardul. Nu săriți gardul. Noi suntem corecți și a fost tot timpul corecți. Da, avem agenda noastră politică, pentru că pentru asta ne-a votat oamenii. Și o să o implementăm. O să facem tot posibil să o implementăm. Când vom găsi susținere în Parlament? Că o să voteze deputatul X sau Y? Că o să voteze unul alb sau unul negru sau unul roșu sau nu știu cine? Important agenda noastră pentru care ne-a votat oamenii să fie implementată. Ce va urma? Eu cred că, hai să luăm pe instituții, la președinție. La președinție totul e clar. La președinție, doamna Maia Sandu, pe 10 decembrie, cel mai probabil, Curtea Constituțională o să-i aprobe mandatul de președinte și după data de 23 decembrie, când expiră mandatul meu, pe 24, va fi inaugurarea, îi urăm succese, își asumă responsabilitatea și merge înainte. Ce va fi cu Parlamentul? Parlamentul trebuie să se convoace în continuare, până la sfârșitul sesiunii curente. Sesiunea se finalizează acum la sfârșitul acestei luni, decembrie. Trebuie să voteze pachetele de legi care sunt, în primul rând, politica fiscală și buget, în lectura a doua, lectura finală. Toate aceste pachete trebuie votate și ele trebuie să intre în vigoare până la sfârșitul
acestui an, până la sfârșitul lunii decembrie. Ce va fi mai departe cu acest Parlament? Eu rămân pe aceeași poziție care am spus-o anterior. Acest Parlament trebuie dizolvat. Și eu cred că în anul viitor, la sigur, vor avea loc alegeri parlamentare anticipate. Când? Numai de vreme, de luna mai, iunie, poate aprilie. Dar în aprilie, ca să reușești în aprilie să faci, trebuie acum să începi. Trebuie să începi acum, în luna decembrie. Toate procedurile de încercare a numirii unui nou prim-ministru și așa mai departe. Asta e ca mesaj pentru cei care ies la proteste și strigă anticipate. Eu pot să vin lângă voi și strig aceleași lozinci. Noi, toți socialiști, ieșim în piață și strigăm anticipate cu voi împreună. Noi tot vrem anticipate. Cum vreți și voi. Dar haideți să vedem cum e procedura. Demiteți guvernul, încercați, doamna președinte, nou aleas, desemnați un nou prim-ministru, candidat, de două ori Parlamentul nu-l votează și pe urmă semnați decretul peste 45 zile. Deci, ca să reușim în luna aprilie, mai, procedura trebuie să înceapă la sfârșitul decembrie, începutul lunii ianuarie. Cu cât mai târziu se începe această procedură, cu atât mai târziu alegerile parlamentare începate. Dar, în opinia mea, cel mai aproape dată este perioada mai-iunie. Eu pot să cu stilou, să vă arăt și așa mai departe. O să vedem ce o să mai întâmple în acest Parlament, dar dacă vorbim de Parlament, am menționat, el trebuie dizolvat și să mergem la începate. Să ne curățăm de toți aceștia care sunt mari și tari, care și-au adus arminte de uzurpare a puterii de stat. Ne vedem cum ieri unii democrați strigă despre uzurpare a puterii de stat și despre dezmăț în Parlament. Și ăștia pe dreapta îi bat din palme. Dar ce a fost în ianuarie 2016 în Parlament? Când noi cu Andrei Năstase, mai s-a îndumblat pe sub bătufari, am înconjurat Parlamentul și se numea Guvernul Filip. Noaptea târziu. Când noi am blocat tribuna. Deputații mei au blocat tribuna. Ce a fost aceea? Nu a fost dezmăț? Ați votat tot, pur și simplu ați avut Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a acceptat. Și ați mers înainte. Apropo, acum ăștia de pe dreapta procedează fix ca plăhătniu. În Parlament au votat 51-52 deputați pentru o lege. Voi, dacă nu vă place, de ce vă duceți la Curtea Constituțională? Încercați să implicați Curtea Constituțională în lupta politică? Pe cine face ca plăhătniu? Voi? Noi am mers strict conform procedurii. Deci cu Parlamentul, alegeri parlamentare începate, cu Guvernul. Eu am văzut multe declarații, Guvernul să-și dea demisia și așa mai departe. Cum poate să-și dea demisia acest Guvern când el și-a asumat responsabilitatea față de cetățeni, nu față de Dodon sau față de socialiști? Domnul prim-ministru Chicu are responsabilități față de țară, față de cetățeni, pentru situația grea în care ne aflăm noi acum. Vreți să-l dați jos? Inițiați procedură. Aveți 26 deputați împreună, Pascu, da. Mai aveți pe ieșilalți de la Plăhătniu, care împreună, îi pun împreună. Candu și Filip tot timpul au fost împreună cu Plăhătniu. Mai aveți acolo câți încă, vreo 16, 17, câți aveți? Aveți 40 ceva, 42 deputați. Încercați să vorbiți cu Promoldova, cu Șor. Înțelegeți-vă și dați jos guvernul. Dar înregistrați odată o moțiune în cenzură. Care e problema? Dacă sunteți așa de siguri că guvernul ăsta e rău, nu scoateți lumea în stradă să infectați cu COVID pensionarii. Dar luați, semnați o moțiune de cenzură și săptămâna viitoare înregistrați-o în Parlament moțiune de cenzură împotriva guvernului Chicu. Și puneți-o la vot. Și dați jos guvernul. Dar acest guvern trebuie să fie responsabil. În opinia mea, din nou, e altă ramură a puterii, noi tot înțelegem, trebuie să promoveze bugetul, politica fiscală, trebuie să asigure achitarea pensiilor, salariilor și așa mai departe. Dar noi înțelegem că unica cale spre anticipate este dizolvarea, este demisia guvernului. Cum? Voi îl dați jos prin moțiune de cenzură sau guvernul pleacă singur? Eu cred că guvernul la această etapă să plece singur încă nu este gata. Guvernul nu trebuie să plece la această etapă singur. Înseamnă că aveți a doua modalitate. Moțiune de cenzură și dați jos guvernul. Reușiți sau nu? Posibil să reușiți. Dacă nu reușiți, atunci mai încercați odată. Sau la o anumită etapă, după anul nou, vedem când, ajungem noi la concluzie, socialiștii, că trebuie să dăm jos guvernul
să rugăm să plece, de exemplu, sau să stăm împreună, să votăm demisia, pentru ca să începem alegerile parlamentare anticipate. Doar pentru asta. De aceea guvernul acesta poate fi demis, nu pentru aceea că nu este responsabil și nu este profesionist. Acesta este un guvern, în opinia mea, care se isprăvește. Acest guvern poate fi demis sau poate să plece numai cu scopul declanșării procedurii de alegeri parlamentare anticipate. Acestea au fost astea patru blocuri. Acum, repede, câteva întrebări care mai sunt. Vin întrebări și pe... Da? Așa. Eu cred că nu o să răspundem multe. Haideți vreo 10 minute, 15. 10-15 minute. Eu repede citesc de la care mi-ați dat cutii, colegi. Так, ce părere aveți despre faptul că Traian Băsescu ar putea redobădi cetățenia moldovenească? Eu cred că este o greșeală. Eu nu am nimic cu domnul Băsescu, cu domnul ex-președinte a României, dar eu nu am acordat cetățenie în această perioadă celor care vor să facă politică. Eu am acordat la sportivi cetățenie, la cei care au redobădit cetățenie, la unii investitori și așa mai departe. Dar să acorzi cetățenie președintelui sau ex-președintelui altui stat, care vrea lichidarea acestui stat, el doar spune deschis. Eu cred că este o greșeală. Dar asta este dreptul președintelui Republicii Moldova conform Constituției. Să-și asume, dar să nu se primească așa că în următorul parlament sau peste un parlament. Maia Sandu nu o să intre în parlament, dar o să intre Băsescu. Pentru că Băsescu probabil are mai multe merite pentru cei care se consideră unioniști de dreapta, decât Maia Sandu, Năstasă și toți luați împreună. Asumați-vă voi, dacă doriți, poftim. Noi cu Băsescu o să găsim în comun dacă trebuiască. Eu, cetățenie, i-am retras-o și consider că am făcut corect. Voi vreți să-i acordați? Acordați-vă. Asumați-vă. Dar știți, este o vorbă bună la moldoveni și parcă și la români este. Nu săpa groapa altuia, că se nimerește în ea. Păi că acum vă săpați groapă și vă tăieți creangă. Dar decizia vă aparține. Cei care îți voteze pentru Băsescu niciodată nu îți voteze pentru Dodon. Și invers. Dar dumneavoastră, cum doriți. După alegerile prezidențiale, urmărim o depreciere a monedei naționale în raport cu valutele străine. Legat de instabilitate politică sau... Eu cred că nu este legat de instabilitate politică. Eu cred că sunt niște argumente economice. În principiu, de mult trebuia leu să se deprecieze puțin. Eu am spus despre acest lucru anterior, m-au criticat unii analiști politici, cu toate că toți înțeleg că deprecierea controlată, îi spun, a leului este un element pozitiv pentru producătorii autohtoni și pentru exportatori. Cât leu este mai puternic, adică cât cursul este mai mic, asta favorizează importurile și e o problemă pentru produsele, producătorul nostru autohton și pentru export. Deci deprecierea așa lentă, nu galopant, eu cred că este favorabilă pentru economia națională. Da, sunt riscuri atunci când vorbim de prețuri, în special prețuri la resurse energetice, dar țin cont de faptul că la noi, pe piețele externe, prețurile și la gaz și la petrol se duc în jos, sau s-au dus în jos până în demult, noi nu avem riscurile că o să fie o creștere bruscă, galopantă a tarifelor la energie electrică, gaz și așa mai departe. De aceea, aici mari riscuri eu nu văd. Ce se va întâmpla cu memorandul femeii în cazul în care Moldova va intra în turbulență politică? Eu nu cred că va fi memorandul cu femeie. Dacă vă interesează opinia mea, eu consider că femeie nu va semna memorandum cu Republica Moldova. De mai multe considerente, în primul rând, nu se reușește. Noi deja suntem acuș în câteva zile și să încep sărbătorile de iarnă. Deci eu cred că memorandum cu femeie anul acesta cel puțin nu va fi semnat. Noi am făcut tot posibil, guvernul și-a îndeplinit toate angajamentele față de femei pentru că acest program să fie. Însă cei de la fond, probabil, sau cei care gestionează acest proces au hotărât să mai iau pauză. Deci va fi sau nu, eu consider că nu va fi. Tak, unde ați dus bunătățile din Beciu de la Condriță? Sau le-ați lăsat președintele ales? Păi i-a spus că nu-ți duci la Condriță. Și duc, las acolo să strece tușonca sau ce mai este acolo, glumesc. Noi am lăsat în ordine tot ce este la Condriță, tot ce a fost al nostru, soție, evident că am luat și am trecut la casa noastră. În rest, este regulă, este pește în iaz mult, apropo, în ultimii 3 ani, vreo 2 tone de pește am dat în iaz.
Numai că o să se întâmple cum a fost pe Voronești. Știi cum a fost? Că nu e ghimpul și tătă ăștia. Îmblau cu electroudă și le scot eu tot din... De acolo. Și au distrus tot. Și prin păduri, împușcături, cerbi. Acolo sunt și cerbi. Sunt cerbi pe teritoriu. Eu cred că o să distrugă tot. Dar ei nu pot să creeze. Ei pot doar să distrugă. De aceea le-am lăsat totul în ordine. Este act de primire predare. Nu am luat nici un stilou de acolo, nici o țintă. Din contră, am adus. Am făcut unele reparații, am renovat. Și am lăsat tot așa cum este. Și urez succese și sănătate celor care vor gestiona și vor utiliza acest obiectiv. Ceea ce am auzit că să fie privatizat sau nu știu, nu, voi numai de privatizare și vă duce cap. Voi de construit nu puteți, dar de distrus și de vândut la dreapta și la stânga voi sunteți meșteri. Eu consider că acest obiectiv trebuie să rămână pentru stat. Nu pentru Dodon sau pentru cineva, pentru stat. Pentru că sunt delegații străine, ambasadori, care pot fi primiți acolo și așa mai departe. Eu știu că legea nu permite ca acest obiectiv să fie vândut sau să fie utilizat în alte scopuri. Și eu consider că lucrul acesta este corect. Așa. Будет подарок Новый год 900 лей от пенсионера. Ну, что вы знали, я попросил своих коллег из фракции социалистов, чтобы они зарегистрировали законодательную инициативу, чтобы дали, как обычно, пенсионерам в январе, но я предложил, чтобы было 1000 лей каждому пенсионеру. Я это обещал в избирательной кампании. Поэтому такая законодательная инициатива на следующей неделе, я думаю, что мои коллеги из партии социалистов зарегистрируют. И мы попробуем найти возможность, чтобы вот эти деньги попали к пенсионерам. Так, не позволяйте Сандру разрушать то, что вы строили годами. Ну, об этом я уже говорил. Asta a fost întrebările principale care le-am primit în formă scrisă. Acum, repede, să vedem dacă avem ceva interesant aici. Domnul Dodon, trebuie de interzis dublă cetățenie în Republica Moldova. Tatiana, posibil, dar nu la cetățenii simpli, pentru că oamenii au dreptul să aibă câteva cetățenii. Conducerea țării, președintele, eu consider că trebuie să aibă doar o cetățenie, am spus de mai multe ori acest lucru. Ilie Cornea, domnul președinte, care sunt ordinele de comenzi de unde au primit ordin deputației Bătăuș. De unde au primit ordin? A, cei care ieri s-au bătut. Păi de unde au primit? De la mama lor. De la cine e mama lor? De la conducerea partidului. Să stai la bătaie. Dar cum altfel? Ați văzut și europeni aveți? Încă o dată vă spun, dacă îi dădem voie lui Vasea Bolea, pe vreo 6 colegi acolo. Numai într-o lovitură. Dar eu le-am spus la deputați, nici într-un caz nu vă permiteți să loviți pe cineva, doar nu vă dați la provocări. Ați văzut cum îi provocau? Ați văzut cum aruncau culciorul în bătrânce? Noi acolo avem câțiva maestri în sport și așa mai departe. Vasea Bolea a făcut rugby, sportiv de performanță. Nicola Pascaru, Grișa Novac și mulți, mulți alții. Dar noi în parlament, băieții ăștia, echipa au venit, nu pentru a se bate acolo. Dacă vreau să se bată, duceți-vă la box. Duceți-vă la trântă. Duceți-vă în alt domeniu. Dar cu ce ocazie voi începeți să faceți bătăi în Parlament? Băieții noștri au fost delegați în Parlament pentru a aproba legi, pentru a promova interesele cetățenilor care au votat. Dacă încă o dată era vorba de bătaie, nu... Ion Durbal, ce ne puteți spune despre proiectul ăla numit alustrație înaintea de PSRM privind Dimitrie mai mult șef de instituții care a fost numit în perioada Paharnic Cicea, în Rebenimie. Eu cred că este un proiect destul de interesant, întârziat. El trebuia să fie înregistrat anul trecut. Eu cred că așa proiect trebuia noi cu blocul acum să-l votăm anul trecut. Este vorba de demisia tuturor conducătorilor de instituții care au fost votați în perioada guvernării lui Plăhotniuc. Anul trecut a fost aprobată o hotărâre a Parlamentului prin care s-a declarat statul capturat și în baza acelui hotărâri trebuia de votat următoare hotărâri, următoare legi. Așa numită legea lustrației care prevede scoaterea din funcția tuturor conducătorilor de instituții care sunt sub Parlament, care a fost numit în perioada lui Plăhotniuc. Asta e scopul acestei legi. Am văzut că am înregistrat-o cei de dreapta, din blocul acum, au înregistrat-o și socialiștii, o să vedem care să fie soată. Valerii Vitalii Cojocară, nu permiteți unirea, vă rog.
Vitalie, noi pentru mine, pentru echipa mea și pentru mare majoritate cetățenilor Republicii Moldova, acesta este inadmisibil. Nu asta știți. Dacă va fi necesar, vom fi sute de mii. Sute de mii, nu doar în Chișinău, dar în toată țara. Și vom apăra statalitatea noastră. Nu vom permite acest lucru. Ana Irhan, Marea Britanie începe campania de vaccinare anticovid. În Moldova când va ajunge vaccinul? Guvernul actual face tot posibil pentru obținerea vaccinului. Eu, în calitate de președinte, dacă rămâneam în continuare, eram sigur că în câteva săptămâni, o lună începeam. Este noul președinte, o să intre în funcție, las să găsească soluții. Noi suntem gata să ajutăm. Radu Ceban, blocul bugetar fiscal o să afecteze oamenii cu venituri mici. Domnul Ceban, o să afecteze doar spre bine. Acolo este și majorări de salarii, acolo sunt alte lucruri bune care trebuie să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2021. Deci acest bloc bugetar fiscal este doar un plus pentru cetățeni. Nu ascultați demagogia celor de dreaptă. Nu ascultați demagogia opoziției. Acest proiect de lege este în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Și dacă ieri îi permiteau lui Pușcuță și nu săreau la Pușcuță la bătaie cu pumnii, bine că și deva se boli acolo și ține pe vreo 7 dată. Că vreau să ai la Pușcuță, la ministrul finanțelor la bătaie. Așa ceva nu a mai fost. Dacă îi permiteau ieri lui Pușcuță, Pușcuță avea să pui pe puncte. Ce e cu proiectul ăsta? El avea un raport de vreo 3 ore jumate, 4. Detaliat pe fiecare element. Dar ei nu i-au permis. De ce? Pentru că știu că bugetul ăsta este un buget bun și politică fiscală. Și o sări cu pumnii la bătaie. Mila Reșetnicova, până în ianuarie este contractul cu Rusia la exportul producției. Ce face Maia Sandu mai departe? E ca să întrebați Maia Sandu. Nu o să facă nimic Maia Sandu. După ce îi numește separatiști, agresori și așa mai departe, cum o să discute? Cum o să discute? Noi o să încercăm să discutăm. Eu o să fiu la sfârșitul lunii decembrie în Moscova, în Federația Rusă, o să încerc să discut cu colegii, cu parteneri. Dar când președintele, eu arăt încolo, pentru că acolo e fotoliu președintele. Când președintele Republicii Moldova face așa declarații, asta evident că poate să afecteze agenții economice. Poate să afecteze exportatorii noștri. Александру Демченко, care totuși sunt pașii cu declanșarea anticipatelor și cine trebuie să-i facă? Александру, văd că asta e ultima întrebare. Haideți să explic pe puncte. Din momentul demisiei guvernului, așa, demisia poate să aibă loc pe două căi. Sau guvernul se duce singur, sau guvernul este demis. Cum se duce singur demisia? Prim-ministru scrie cerere, rog să fiu, îmi asum sau îmi dau demisia din propria așa mai departe. Președintele semnează decretul și din momentul ăsta se consideră tot guvernul în corpore demis. Rămâne guvern interimar, isplănește obiectivul. Și președintele indică în decret cine este acest interimar. Că e prim-ministru, că e unul din miniștri, că e vicepremierul și așa mai departe. E ca din momentul demiterii guvernului, care, repet, poate fi la inițiativa proprie sau prin moțiune de cenzură votată de 51 de deputați, se începe o anumită procedură, care președintele țării inițiază discuțiile cu fracțiunile parlamentare. Poate face într-o zi, poate face în două, în trei, în cât îi dorește. Și semnează un decret prin care numește un prim-ministru, desemnează un prim-ministru, un candidat la funcție de prim-ministru. Acest candidat are 15 zile pentru ca Parlamentul să-l voteze. Să prezinte Parlamentul, Cabinetul de Miniștri și program. În caz dacă Parlamentul se convoacă și nu îl numește, adică votează pentru dânsul nu 51, dar 5 deputați sau 10 sau 48. Atunci, din momentul acesta, se începe perioada de 45 de zile. Când trebuie să fie cel puțin două încercări de acestea. Acum, la modul practic, de exemplu, dacă guvernul este demis până la sfârșitul acestui an, atunci, la începutul lunii ianuarie, noul președinte trebuie să inițieze procedură. Maia Sandu trebuie să inițieze procedură. Și desemnează un candidat la funcția de prim-ministru. Ia că am văzut că găsit cu dosare penale de ăștia, lasă-i pui pe ăștia. Inițiază, pune un candidat. De exemplu, pe data de 15 are loc prima încercare, 15 ianuarie. Dacă nu votează, dar eu vreau să atenționez pe doamna Maia Sandu, dar dumneavoastră sunteți siguri că nu o să fie votat candidatul dumneavoastră? Păi nu sunt așa de sigur. Eu am spus într-o emisiune. Sunt atâția deputați care nu vor anticipate, nu noi, socialiștii vor anticipate, care îți votează pe cine nu îți propuneți dumneavoastră. Și atunci anticipate iară nu, dar responsabilitatea pe dumneavoastră.
Deci, dacă nu subotează pe 15 ianuarie, din moment ce se începe 45 de zile. 45 de zile, asta e până la începutul lunii martie. Când trebuie să faci cel puțin două încercări. Să presupunem că s-au făcut două încercări în decurs de 45 de zile. E ca 15 ianuarie, 15 zile 1 februarie, încă 30 de zile, data de 2-3 martie. Pe 3 martie, președintele ales să adresați la Curtea Constituțională, în 10 zile primește răspuns. De exemplu, pe data de 12 martie sau 15 martie. Că Parlamentul poate fi dizolvat. Și pe 15 martie, doamna președinte semnează decretul, dizolvă Parlamentul și numește data alegerilor parlamentare începate. Începatele trebuie să aibă loc în minimum 60, maximum 90 de zile. Adică din data de 15 martie, 60 de zile, asta e 15 mai, și numai târziu de 15 iunie. E ca care e procedura cea mai repede. Și de ce eu v-am spus că alegerile parlamentare începate, cel mai probabil, poate să aibă loc în perioada mai-iunie, nu mai devreme. Pentru că mai devreme trebuie să începe procedura astăzi, nu pe data din 1 ianuarie, dar astăzi trebuie să începe procedura. Și atunci miștim cu 15 zile, cu 20, și le face în aprilie alegerile. De ce încă o dată cei care ieșesc la proteste? Care-i sensul? Care-i sensul? Dați jos guvernul și inițiați și haideți să facem anticipate. Noi suntem pentru. Socialiștii sunt pentru alegeri parlamentare anticipate. Stimați prieteni, acestea au fost întrebările dumneavoastră. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, pentru întrebările care le acordați, pentru atenție. Vreau să vin cu un mesaj către toți cetățenii, stimați prieteni, stimați cetățeni, stimați oponenți politici, stimată doamnă președinte Maia Sandu, președinte ales. Haideți să păstrăm liniștea și calmul în societate. Haideți să nu supunem riscului cetățenilor noștri cu pandemia și cu toate lucrurile acestea. Nu scoateți oamenii în stradă. Lucrul ăsta nu o să ducă la nimic bun. Noi tot putem să scoatem oamenii în stradă. Noi nu ne temem de proteste. Noi am organizat mai multe proteste ca voi. Comparativ cu dumneavoastră, eu personal, cu echipa, am organizat mult mai multe proteste. Și mult mai numeroase. Dar nu este nicio logică în proteste acum. Intrați în funcție, asumați-vă responsabilitatea, noi vedem toate posibilitățile. Nimeni nu vă limitate, nimic. Încă o dată, SIS-ul rămâne și în subordine dumneavoastră. Șeful la SIS rămâne cel care l-a numit dumneavoastră. N-al dimite nimeni, rămâne tot acela. Deci, care sunt alte motive? Vorbesc de uzurparea puterii. Care? Vă rămâne toate atribuții. Clădirea este, tot aveți. Pentru ce spuneți să riscuri oamenilor? Pentru ce scoateți în timp de pandemie, de COVID, pe toți în stradă acum? Doar eu am copii, cei care îi scoateți dumneavoastră tot au copii acasă. Dumneavoastră tot, bine, sunteți o doamnă, aveți părinți. Pentru ce trebuie acum destabilizare și haos în luna decembrie? Da, dacă vă împinge cineva din urmă și spune, haideți să facem haos aici în Moldova, pentru ca să destabilizăm cu Transnistria, cu ceva, poate ăsta e scopul. Dar nu se merită lucrul ăsta. Nu o să aveți nimic de câștigat din acesta. Deci, vândem la calm, la liniște. Vreți să dizolvăm Parlamentul, să facem anticipate? Eu v-am spus și repet încă o dată. Dialogul ne așezăm aici în doi. Nu vreți cu mine să vă așezați. Eu o să deleg o persoană de la socialiști. E că public vă spun. Eu îl deleg de la socialiști pe Vlad Bătrâncea. Rupă foarte bravo. E că răstiu dostoină zamină. Cum ieri Vlad Bătrâncea a ținut loviturile politice, inclusiv în Parlament. Eu mă bucur că am așa membri echipii. Toți deputații sunt bravo. Eu aseară i-am convocat pe toți și le-am strâns mâna și le-am spus că sunt bravo. Fracțiunea toată. Toți 37. Doi nu erau pentru că COVID, 35 deputații noștri au fost ieri. Dacă eu îl deleg pe Vlad Bătrâncea de la noi, delegați ne-o 100 persoană, fără ședință publici, fără întrevederi. Haideți să ne așezăm și să facem foaia de parcurs cum ajungem la începate. Vreți să începate, dar n-are sens. Ce să facem? Scoateți lumea să intrați în Parlament, să dați foc la Parlament, la guvern, la ce? Care e sensul? Nu vă place o lege? Atacați-o la Curtea Constituțională. Votați-o acolo că aveți majoritate. Blocați legea. Și așa mai departe. Dar scoaterea lumii în stradă, ce dă de lucrul ăsta? Nu dă absolut nimic în afară de haos și destabilizare. Încă o dată, repet. Din partea noastră, Vlad Bătrâncea, poftim. La dumneavoastră, cine considerați, să se așeze neformal, neoficial, să facă foaie de parcurs, cum ajungem la începate, cum dizolvăm Parlament, cum mergem la cetățeni să ne dea aprecierea tuturor, și nouă, și dumneavoastră. Eu cred că cei care ne privesc, cetățenii Republicii Moldova, o să aprecieze astfel de abordare. Deschisă, sinceră, nu jocuri sub masă, și așa mai departe. O abordare politică. Minimă, sincer, mă doare foarte mult dacă acum, în pandemie,
Noi vom începe să destabilizăm, să aruncăm țara în haos. Eu nu vreau acest lucru. Stimați prieteni, succes și sănătate. Aveți grijă de ce apropiați. Vă mulțumesc!